Da, și uite, așa am zis că revin, ce am putea să facem cu domeniile sau cu locurile pe care le vizitam când nu eram în situația de izolare. Eu, de exemplu, vizitam un anumit bar, mă duceam când aveam bani la anumite cluburi sau teatre. Da, aveam o sferă fiecare o mare o sferă de interes. Da? Și în acest moment sfera asta s-a închis. Sunt oameni puși pe liber, pe care statul român nu-l interesează dacă el are ce să mănânce, dacă are cum să-și plătească chiria, cum să-și plătească tot ce are nevoie prin jur. Da? Imaginați-vă că voi oricum cheltuiați niște sume de bani. Cheltuiați pe McDonald's, cheltuiați să vă duceți în mall, cheltuiați pe cine știe ce, orice altceva. Da? Sumele de bani vi s-au redus cheltuielile. Unii dintre voi vi s-au redus și câștigurile, din păcate. Unii sunt efectiv puși pe liber, da? Ținuți acasă, nu pot să lucreze. Domeniile alea nu pot să, nu ai cum. Da? Eu pot să funcționez. Da? Dar alții nu. Și atunci, de exemplu, nu mai pot să mai merg, să mă deplasez, să ofer materiale, să particip la anumite filmări, să particip la anumite activități. Și atunci, care le făceam și înainte, care îmi generau, poate nu un venit acum, ci generau un venit în viitor. Îmi aduceau o anumită sumă de bani. E foarte simplu. Încercați persoanele respective, localurile respective, trebuie să găsească un anumit fel, un nou mod, timp încă această o lună de zile, ei să supraviețuiască și acei clienți fideli sau temporari, eu n-am fost un client fidel, eu mă duc în anumite baruri de 2 ori pe lună, nu știu. Nu mă duc în fiecare zi, mă înțelegeți? Eu nu sunt client, la teatru, mă duc poate o dată pe lună. 2 ori pe lună. Eu sunt un om bogat, că jumate din voi și jumate fiind săraci. Ca asta suntem. Noi trebuie să ne ajutăm. Trebuie să găsească o soluție astfel încât oamenii să continue să treacă cumva timpul liber, să se țină contactul. E o sugestie a mea personală, de ce am făcut videoul ăsta, pentru că poate cine știe mai de cineva, poate le vine ideea. De exemplu, eu am putut să vizionez anumite reprezentații la care nu am fost, a unor teatre, a unor operete, a operei române, a operetei, a whatever, n-am reușit să ajung niciodată în Iași, deși iubesc orașul ăla, am crescut acolo. Datorită acelui oraș, aș putea spune că și-a pus amprenta, și-a pus amprenta asupra ceea ce sunt eu astăzi. Dacă respectivele locuri ar crea un mod, un loc în care noi, restul care privim, putem să facem astfel de donații. Sau cum există și pe YouTube, există peste tot. Da. Noi am putea să susținem, din punct de vedere, să spunem așa, financiar, un alt mod de entertaining, fără să ne deplasăm, astfel încât noi să păstrăm situația de izolare. Nu uitați, oameni, că suntem în izolare, nu suntem în carantină. În momentan suntem în izolare. În un stadiu. Stadiu numărul nu știu cât. Când ajungem în carantină, o să ne anțe și până cineva. Momentan noi suntem în stadiu de izolare. Există încurajarea să te autoizolezi. Știți? E diferență. Când noi ieșim, să explicăm că
uitați la mine, știți că eu am mișto, știu. Mi-am tras acest degeaba. Bărbații. Hai să încercăm să fim buni între noi. Buni, drăguți, simpatici. Da, încercăm să ne ajutăm. Că să păstrăm distanța. Trebuie să păstrăm o distanță. Ok? Să avem puțin respect. Ne ajutăm bătrânii. Că fără ei, numai o nație care nu-și respectă bătrânii. Am ieșit zilele trecute pentru că n-am avut bani să mă aprovizionez, așa cum zic restul, știi? Am și eu o situație, vreau și eu să rămân în autoizolare. Oretic vreau și eu să... Așa e, jobul asta este, ies în caz de urgență. N-am avut bani. Și singura dată când a venit banii, mi-au venit banii vineri. Da? Ce am avut bani. Și vineri am ieșit și eu afară și am fost surprinsă de câte mașini circulau. Am fost surprinsă de câte persoane de vârsta a doua și a treia erau pe străzi. Am fost șocată în autobuz să observ că suntem trei. O persoană care avea 35 de ani, una care se apropie de 45 și una care probabil avea în jurul la 40 și ceva, 50. Absolut toate celelalte persoane erau peste 60 de ani în autobuz. Pentru că nu am găsit un bancomat care să funcționeze. Să scot banii de la el. Trebuie să mă dau la dracu în mall. Ca atare mi-am cumpărăturile în respectivul supermarket. Ce să vă zic? A fost plăcut surprinsă să văd că în supermarket produsele alimentare erau deja cântărite frumos în punguțe de plastic. Wow, superb. Deci se poate. Dar l-am luat, l-am cântărit. Genial. Da. Bun, eu m-am dus, am făcut lucrul ăsta, e ok. Mă gândeam, la teatre, la locul, să dăm o sugestie de genul acesta. Am zis și eu. Spuneți și voi, măcar vă expuneți dorința de a face lucrul ăsta, de a dona. Da? De nu doar a consuma. De a da înapoi ceva societății. Și un rahat. Foarte important lucrul ăsta. Să nu mergem prin lume ca niște idioți. Da? Nu se știe cât și cum ajungem în situația asta. Bă, oameni, dacă voi să țin izolare, știți, există oameni care lucrează tura 2, tura 3. Contează că ele sunt te vedeți o meserie pe care voi n-ați înțeles-o niciodată și probabil acum a devenit extrem de... Da. Evident că o să crească încasările la Pornhub. Evident că o să fie cât mai mulți oameni care o să acceseze site-urile astea. Da? Vă trebuie să înțelegeți că este foarte fain că persoanele alea lucrează noaptea. Nu mai scoateți afară boxele pe geam. În miezul zilei. Nu mai practicați petreceri extra super nemaipomenite. Nu mai transformați locuința voastră, curtea voastră, locul pe care l-ați închiriat undeva la mama dracu, în petreceri din astea,
cu huruieli, urlete, țipete și dansuri în sus. Vecinii mei nu știu când e ziua mea. Bă, 10 ani de zile nu știe lumea când e ziua mea. La joburile am fost eu. Spuneți-mi și mie când am venit eu, vreodată, să știe careva când este ziua mea. De genul că eu trebuie să fac pătrânicele și trebuie să fac comod. Eu de ziua mea am cumpărat, dacă am avut bani, că dacă n-am avut bani astea, dacă n-am avut bani, uite când eu anul trecut, sau nu mai știu când, dracu, cu 2 ani, am făcut ziua mea pe 18, în loc de 16. Că pe 16 n-am avut bani. Și pe 18 m-am dus și eu undeva, m-am cumpărat niște chestii, am întrebat ce vor să mănânce și am venit la job. Și erau doi oameni. Atât am găsit. Am luat și eu niște farfurițe, chestii acolo, le-am pus, fără să dau drumul la muzică tare. E suficient că vorbesc foarte tare. Faptul că eu am o voce foarte puternică, ăsta m-am zis la Dumnezeu. Bun. Și eu am... N-am stat să petrec, să dansăm, să ne huruim, dăm muzică la maxim, să țipăm, să urlăm. Băi! Știți? Și eu am supraviețuit unor chestii. Dar n-am făcut din asta o titulatură de distracție și un motiv pentru care eu să stresez vecinii. Oamenii din jur. Bă, într-adevăr, dacă e, asta este la job, eu stresam oamenii de muncă. Colegii erau pereții de așa natură. Începeam să-mi bag și să-mi scot în timpul privatului și să fac chestii sau în timpul unor tipsuri ala și începeam să fac un jurături de la mamă, de la aia și nu un jurături de mamă, de limba română, nu, tătică, jurături grele, atitudini grele, care se viola auzul ăla. Păi la așa mă plăteam, înțelegeți, ca să-i violez la auzul. Păi de asta stai aici, că vă place vocea, tonalitatea. Păi vă nu vă interesează ce vă zic eu, Acilea, că trebuie că să-ți aici, vă stați și pe mut. Înțelegeți? Păi unii, ori stilul, felul în care arăși și imaginează ei chestii, și nu vorbesc cu mine, că ești că nu mă interesează. Mă înțelegeți? Puțin respect. Și așa eu știu că prin jobul pe care eram, că stresam pe ăla. Da? Și sau aia făcea morning în timpul privatului, făcea... Mă opream și eu, dacă credeam că aia are lung, mă opream, făceam ceva, închideam sunetele sau puneam niște muzică un pic mai tăricică, diferită un pic așa. Și vedeam de treaba mea. Poți să schimbi omul. Dar era la mine în cameră. Nu am scos instrumentele pe geam. Știți, n-am ieșit cu ele în pagă, noi suntem solidari. Băi, să vă sunteți solidari în momentul în care respectați oamenii, care indiferent cum ar fi și curve dacă sunt prostituate, bă, alea se riscă. Știți că sănătatea să se ducă la client acasă, poate. Ai înțeles? Sau știu până era cu se duc ele. Da? Sau stau online. Așa le considerați voi prostituate. Nu știu ce era industria entertainingului. Că n-aveți. Nivelul e zero. Nul. Vă nu dați vina pe voi că sunteți slabi. Voi dați vina pe societate. Voi dați vina pe canale. De YouTube, de Facebook, de rețele de socializare. Bă, dacă nu erau astea și era în situația asta care era acum, tu înțelegi că bărbac tu găsea o soluție ca el să plece din casă, te lase dracu în casă acolo, să cea la curve. Tu înțelegi că ăla nu stătea să te execute ție, că ăla deja e slabil, își dorește să vadă asta. Tu înțelegi că nici țipetele tale, nici urletele tale, nici faptul că ai tu crize și faci aia mișto de tine. Eu am făcut dată mișto de oră. Înțelegi? Am făcut. Dar nu s-a prins. Ea tot îmi spunea mulțumesc, știi? Eu nu s-a prins că făceam mișto. Nu s-a prins. I-a zis, bă, ce să faci? Îți iei mâncarea? Ți-ai copilul, pleci de acasă, iarăși și el abandon. Dacă se uită pe Facebook. Lumea mă lasă în serios. Nu mi-a venit să cred că erau aia care mă lasă în serios. Și oamenii aia mă luau în serios. Oamenii aia chiar... Wow, ia uite ce mișto, ce idee extraordinară ai.
chestia asta, știi? Ei nu, lumea nu spune, băi, eu sunt slab. Am găsit platforma asta și lasă-le mă să pice, știi? Ei nu recunosc că ei sunt slabi. Ei devină societate. Sau au prieten. Ce ai, mă? Ai Tinder? Mai vorbesc cu tine. Colegi de muncă. Ai Tinder? Mai vorbesc cu tine. Ce treabă ai tu, omul ăla? Bă, bune. Serios. Ce treabă ai tu? Colegul ăla al tău. Trebuie să fie fericit. Lasă-l pe om să fie fericit. Știi? Cum era în momentul în care ai Facebook? Ai te scot afară. Da? E vina mea că e slab? E vina cuiva anume că tu ești slab? E vina nimănui. Asta e societatea de astăzi. Nu trebuie să ne ajutăm. Noi, în momentul în care cineva greșește, nu-i spui, bă, greșești. Vii cu ceva. Explici. Cum asta este despre ceea ce înseamnă momentan coronavirusul ăsta. Au fost foarte multe situații. Lumea oricum se bolnăvea. Problema a fost, acum statul s-a iscat din faptul că Doamne, se duce, se propagă mai rapid și le mor dracu bătrânii la ăștia care sunt bogați, știi? Da. Le moare mama, îi mor părinții magistratului, moare nu știu cui, că știți? Voi nu înțelegeți. Da. Nu testul e problema. Faptul că nu există cure. Nu există. Ai cum să vindeci un om, știți? Și cu banii nu poți cumpăra sănătate. Așa și-a dat seama, știi? Asta. În momentul respectiv și-a dat seama că, vezi tu, Doamne, există situația asta. Și că și ăștia de middle class, da, ar putea să ajungă infectați din cauza asta. Eu am noroc că n-am pe nimeni. Eu sunt singura bătrână, da? Mai există niște persoane care au vreo 50 ceva de ani în familia mea. Restul nu-i prea mai cunosc, habar n-am ce sunt cu ei, nu am trăit cu ei. Au avut întâmplare la comemorările familiei. Da, ce să zic? De-aia nici nu mă duc să am niciun fel de contact cu astfel de persoane. Dar e foarte trist ceea ce se întâmplă. E trist felul în care comunică oamenii. Ai plecat, ai decis pentru familia ta să pleci în străinătate. Este dintr-un motiv personal al tău. Eu când am decis să fac anumite lucruri, le-am decis din motive personale. Dacă virusul este inventat în România. Și prin mijloace pe care noi vroiam să plecăm și să ne ducem la ei, să cerem să ne primească și exista epicentru la noi, România, și ne-am fi sunat rudele care le-au plecat în străinătate să ne primească și pe noi la ei ca să ne susținem, măcar fizic, știți, social, care vrei, să primească, știi, să dea, știi, un acoperământ. Păi, cu trei mâini ne blocau, cu trei mâini, nici nu vorbeau cu noi, nu ne mai recunoștea, bani avea cine suntem. Puneau câinii, se ducea la autoritățile din țările respective, spuneau, ne dădeau un gât. Ce facem, bă? Ne certăm acum reciproc, că n-avem. Noi nu comunicăm, noi acum vrem, musai și neapărat, da? Să ne împroșcăm cu noroi. Deci că așa vrem noi. Că se poate. E liber. Da? Show. Deci, suntem o nație de show, man. Din show. Divertisment.
Și stați liniștiți că nu vreau să ies. Pe ce vreau să fac? Am citit o carte, trei. Mai trebuie să și vorbim, știți? Bun. Am discutat despre asta. Ai făcut asta. O lăsă și restele umede, nu le bagi în gură. Bun. Te uiți ce faci. Te pierzi cu firea. Pierzi cu firea, nu ajunge nicăieri. Nici într-un fel. Dat-o vinii. Grecești! Ia cu vodcă, maică. Ia cu vodcă. Știi? Cu vodcă că nu e bine. Nu e bine deloc. Da? Chestia asta cu curățatul, ștersul, asta era ceva natural. Dacă n-am avut timp, eu când n-am avut timp, asta e. Nu m-am dus să mă plâng, să țip. Știi? Eu mă plângeam că alții nu făceau. Pentru că după ei. Dar după mine eu n-am pus pe nimeni să facă. Eu mi-am spălat singur oalele care erau. Nu te-am invitat. Eu nu invit oamenii la mine în casă care s-au... Am încercat să fie violenți prin prisma asta și să-mi arate mie că sunt șmecheri pe basculă. Ia uite ce nenorocită. Au venit în momente neprielnice, că nu eram dispusă să primesc vizitatori, dar având în vedere că eu nu sunt un om care să terorizez pe ceilalți. Așa. Într-un care voi ați deschis acest video, voi vedeți în josul canalului acolo. Este un warning. Eu l-am făcut warning-ul. Logic! Când stai, știi de ce stai. Așa e și cu coronavirus. Când ai plecat, știi de ce ai plecat. Dacă tu te întorci de la mama dracu și vii în România și românii te țin la ușă, ce vrea să te primească și în sân, nu vrei să te și primească? Ce să facem? Astea sunt situațiile, nu avem altele. Noi suntem bogați, nu de-aia ați plecat? Că nu e nimeni care să-ți cumpere de mâncare, nu e nimeni care să-ți plătească chiria, nu e nimeni care să-ți dea ție bani, nu e nimeni care să-ți dea ție nu știu câte mașini, nu e nimeni care să-ți cumpere ție Gucci, Chanel și celelalte, trebuie să muncești. Acum când te întorci, ce faci? Abia avem noi bani să te supraviețuim. De unde vrei să-ți dau eu ție? Dacă voi sunteți pe acolo și vedeți pe ăștia, dați-le și lor ceva, niște apă, știi? De la... din pământ. Măcar, știi? Apă plată. Că nu ne-am scut cu apă plată, fraților. Ce faceți, mă, copii? Da? Baxuri de apă, cu baxuri de... Pune și tu, cumpărește și tu acolo trei lulele, trei sucele. Dacă poți, dă și tu unul la unul de mâncare. Mă înțelegeți? Și lasă-i undeva în drum. Păi, spui să stea depărtat, vii frumos, îi dai. Ce e aia? Stai. Ai intrat într-un loc, într-un moment în care tu nu era nimeni care să te ajute. Lumea era în casă. Cine vrei să te primească pe tine că te întorci tu de la mama dracu? Da? Trebuie să facem. Devenim showmeni. Ca asta putem. În altă ordine de idei, ar fi ideal dacă anumite instituții și locuri care au fost închise timp de o lună de zile sau o perioadă nedeterminată ar putea să aibă o astfel de opțiune, astfel încât să existe show-uri plătite. Actorii poate să se ducă să facă aceste... Dacă sunt 2-3, dacă e o piesă de 2-3 persoane, există cineva care să-i filmeze și să existe un loc, o platformă, că se pot inventa astfel de platforme, se pot face în timp de 24 de ore cu un singur om, poți să găsești o astfel de soluție, astfel încât tu să participi și stai la tine în fotoliu frumos și să continui să ai parte de aceeași distracție extraordinară
numai că nu te mai deplasezi. Imaginează-ți că, ca tu să ajungi la teatru, eu trebuia să îmi pierd vreme, să mă machiez, să mă aranjez, să arăt cât de cât decent, să fac un duș, să fac aia, să fac aia, să fac aia, să fac aia. După care avem nevoie de bilet de autobuz, de bilet de dacilaci, de probabil de Uber, nu știu, depinde de cum aveam banii ziua respectiv. La fel și la întoarcere, erau niște sume de bani. Dacă s-ar face astfel de platforme și cineva de acolo din interior ar ajuta, da, probabil nu ar fi așa o mare problemă să ajuți. Viața să continue în acest, dacă tot există posibilitatea, platformele. Și prin mediul online, Facebook, Instagram și alte canale, să anunțați că se poate. Astfel încât persoanele care lucrează în acele medii să nu sufere, să nu există, da? Să știți că oamenii săraci pot să ajute alți oameni săraci. Din puținul lor, unde mănâncă doi, pot să mai mănânce și al treilea. Pentru să ia câte un pic din farfuriile de la cei doi, știi, și se pune la al treilea. Și e ok, că mănânci un pic mai puțin. Nu mori. Uite, eu am rezerve. Da? Dar să vrea Dumnezeu, nu vrea. A, dar eu l-am făcut ăsta în casă, vă spun eu, că mamă ce extraordinar și de mai pomenită. Ce am mai citit? Ce am mai auzit? Nu, citesc și nu aud, nu înțeleg. Când nu înțeleg, întreb. Odată țin minte că pe Facebook circula o nenorocire. De video cu unul care era în Tokyo. Cu un răzbel căcat laci. M-am uitat frumos, am pus o întrebare, cineva mi-a răspuns și m-a... și pentru că am oameni deștepți la mine, oameni deștepți. Inteligenți au observat că eu pun o întrebare, nu redistribuie o chestie de proastă. Pus o întrebare, vreau să știu. Că pun o întrebare înseamnă că eu vreau să știu. Vreau să rămân proastă și ignorantă. La videourile ca să aduc panică în oameni. Încercăm să ne sprijinim România. 3 minute, 5 minute să aplauzi, cum de exemplu s-a întâmplat în Elveția, da? La o anumită oră să aplauzi oamenii care fac asta, care se duc la magazin, deschid magazinele și pun produse pe raft. Bun. Doctori și alții, asta da, 3 minute, 5 minute, nu cum se întâmplă la noi. Bă, nu moare nimeni dacă nu-ți sărbătorești ziua de naștere acum. A, vă zic eu că nu moare nimeni. Garantat că nu moare nimeni. Și garantat dacă ți-o sărbătorești și muzica este la nivelul decibelilor care trebuie, în tot nu moare nimeni. Vă spun eu. Pentru că e mult mai mișto să ai respect de restul oamenilor din jur. Bun. Cam asta fiind zise, cred că am vorbit 28 de minute, e suficient. Nu uitați, share, whatever, că asta e frumos. În afară de câteva cuvinte pe care le-am zis, că asta este. Sunt și eu un om frustrat. De-aia am făcut video-ul ăsta din frustrare. Eu nu spun că le-am făcut, pentru că sunt o acea mironostiță și vreau să vă ajut. Vreau să vă ajut. Putem frustrare. Bun. Like, dislike, ce vreți voi. Și ne auzim, că mai trebuie să și muncesc, știți?